La Paris, turnul Eiffel a purtat doliu aseară în timp ce Palatul Prezidențial i-a mulțumit reginei pentru locul special din inima poporului francez și pentru felul în care a contribuit la istoria modernă și la relația dintre francezi și britanici. În onoarea reginei Elisabeta II, clopotul funerar al Catedralei Naționale din Washington a sunat de 96 de ori. La New York, Empire State Building a fost luminată în mov în onoarea reginei. Președintele Braziliei a anunțat 3 zile de doliu național. É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. E termina aqui. Nesta data triste para o mundo, decretamos 3 dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II. La Rio de Janeiro, statuia lui Hristos a fost învolită în culorile steagului Regatului Unit, iar la Tel Aviv, primăria a adus același omagiu. Cele 7 decenii de domnie ale reginei Elisabeta II au marcat o lume întreagă, iar durerea pierderii ei a prins voce pe tot globul.